Merge pe șanță, oponește să duce. Dar așa unde aveți să duc? Toată în poartă la... la mine. Am băgat sașa, toată am făcut digi. Cealaltă la fel e distrus. Da, e distrus de tot. E tot de tot. Au fost rupere pe colțul nostru. Dar era nenorocit. Mergea atâta, atâta înălțimea de apă. Și la anii mă cam dârdăi Dumnezeu pe alea. Drumul distrus a lăsat 240 de suflete și peste 200 de gospodării izolate de restul comunei Solești. Eu vă spun o prefect. Nu, adică dacă nu, era ceapă, făcut constant, betonat, nu se rupea lucrurile ca patroma. Sunt convins că acum rău e făcut. Trebuie să rezolvăm acum. Doamna primăriei. Înțelegeți, acum rău e făcut. Trebuie să rezolvăm. Aici rezolvăm definitiv acum. Prefectul județului, Radu Renga, a promis că va cere Bucureștiului bani pentru repararea și asfaltarea drumului. În două săptămâni betonat aici și făcut tot ce trebuie. Asta e soluția. Nu, mă gândeam la 5,5. Dumneavoastră dați 4, că restul mai găsim noi. Eu așa calculat, 5,3. Voastră dați 4, că restul mai punem noi. Haide că trebuie nu, să dar trebuie făcut ceva. Evident, evident. Nu ne înglumim, dar... O facem. Degeaba betonăm șanțul, dacă nu betonăm aici. Da, da. Apa de pe versant trece peste beton. Vine șanțul ăsta, e dalat și ăsta l-am adus până mai încolo așa, și am rezolvat subiectul. În prima fază o să reparăm. Locul predenim și pun oaiele toate aici. Pentru că acum știți ce ar trebui să facem noi dacă am fi niște organe al dracului? Ar trebui să luăm de acolo și avem unde-i pus gunoiul. Bă, da, arată-mi unde-i pus gunoiul. Păi nu știu, Radel. Până la vale ar trebui pe toți să vă facem câte un milion amendă acum, așa, ca să vă învățăm minte, să vă duceți gunoiul unde trebuie. Acum, ce să fac eu cu omul ăsta? Ce credeți că răsturnăm pământul până de seară? Consiliul Județean și instituția prefectului au trimis deja la fața locului echipaje care să lucreze la refacerea drumului. Din fericire, în zona afectată nu sunt persoane care să necesite ajutor medical de urgență sau gravide.